Bună ziua și bine ați venit de la Rafael, probleme cu matematică la geometrie. De geometrie facem. Da? Unde diedru? Unde diedru asta? Definiție, nu stau cum ce faci. Sigur că da, trebuie să înțelegem. Și eu v-am mai spus o dată, am să o repet la viitor, pentru păștia, pentru prietenii noștri, că nu, în dată ce s-o predat acolo câteva noțiuni, nu vă puteți apuca de tema. Iată. Și acum, cum am luat, mă fi, ce este ala? Unde comandă două perpendiculare pe munchia unui diedru? Dar ce este unghiul diedru? Unghiul diedrului este configurația formată din două semiplane conținute în plane diferite, care sunt delimitate de aceeași dreaptă. Mai rar să înțelegem. Deci? Deci este configurația formată din două semiplane conținute în plane diferite, care sunt delimitate de aceeași dreaptă. Adică, ca să înțelegem așa, vedeți, două semiplane, e vorba semiplanul ăsta. De ce zic semiplan? Pentru că sunt opet aici. Cele două plane, ăsta și cu celălalt, de aici, s-au intersectat pe dreapta comună. Două plane. Mm-hmm. Și acum? Și acum unghiul e ăla, nu văd. La... Asta, asta da. Este unghiul dietru. Deci, unghiul format de două semiplane, care au unghia comună, dreapta comună. Mm-hmm. Când era semiplan, deja are de la un loc încolo. Deci, de delimitate o dreaptă. Deci, unghiul format de două semiplane ce au dreapta comună dată, este unghiul diedru. Deci, două plane se unesc cu o dreaptă. Se intersectează cu o dreaptă. Exact. Și unghiul format de cele două semiplane e unghiul diedru. Exact. Deci, ăsta este unghiul diedru. Dacă ar fi să vedem aici cum aș face. Deci, unghiul planul ăsta și chemul planul ăsta. Da? S-a intersectat după cine? După semidreapta asta, alfa și theta. Și atunci, în clipa asta, cine este în unghiul dietru? Ceea ce văd, fie că mă dreapta de dreapta de aici. Așa, cred că pot să mă duc și așa. Așa, da. Da. Și atunci se vede foarte bine că este unghiul diedrul, adică zona dintre cele două semiplane. Da. Așa. Ele formează unghiul diedrul, dat cu S1, S2, adică așa. Unghiul dintre S1 și S2, dintre cele două semiplane. O să zicem așa. S1, S2. Fețele diedrului. Fețele diedrului, da. Da. Acum ar fi aici, uitați-vă. Semiplanul ăsta, cu semiplanul ăsta, s-a intersectat cu asta. Și ăsta este S1. O față, și asta este S2. Și asta e așa. Da? Deci, și dreapta aia e dreapta de intersecție. Dreapta de intersecție de aici, da? Da. Ei, S1, S2, uite așa zice, unghiul dietru, da? Din da, și S1, S2, fețele dietrului, iar dreapta de se numește munchia dietrului. Perfect. Deci avem S1 și S2 se numesc fețele, nu? Dietrului. Dietrului. Iar munchia de este munchia dietrului. Munchia dietrului. Dreapta de se numește munchia dietrului. Munchia dietrului. Da. Acum, unghiul, definiție. Unghiul format de două perpendiculare pe munchia unui dietru, conținute respectiv în fețele diedrului și concurente într-un punct al unghiei diedrului, se numește unghi plan corespunzător diedrului. Ce te mai rar să înțelegem? Deci. Deci unghiul format de două perpendiculare pe munchia diedrului. Pe munchia asta, bine. Da. Bun. Ducem două perpendiculare. Exact. Deci dacă duc o perpendiculare pe asta. Da. Într-un loc. Și o perpendiculară pe partea cealaltă. Da. Așa. Perpendiculare. Atunci, unghiul format? Unghiul format de două perpendiculare pe munchia dietrului. Așa. Unghiul acesta. Conținute respectiv în fețele dietrului, cum am făcut. Corect. Și concurente într-un punct
al mucchiei de el. Exact. Da? Deci, se numește un plan corespunzător dietului. Așa s-a spart, nu e de un plan. Plan. Corespunzător? Dietului. Dietului. Un plan corespunzător dietului. Da. Cea mai mică măsură a unghiurilor dietre, determinate de planele alfa și beta, se numește măsura unghiului celor două plane și se notează cu măsura dintre alfa și beta. Unghiului dintre alfa și beta. Deci, clarate. Cea mai mică măsură a unghiurilor dietre, da, determinate de planele alfa și beta, se numește măsura unghiului celor două plane și se notează M de alfa și beta. Măsura. Perfect. Deci noi putem vedea și în partea asta unghiul dietru, dar și celălaltul pe partea cealaltă, da? Când, cum s-au deschise cele așa, deschise? Așa, cum s-au cele deschise, unul este unghiul de aici și poate fi și celălaltul, care e mai mare de sub unghiul de aici. Corect. Da? Bine. El împreună, fac împreună că fac. Fac împreună 360. Deci și pe ăsta așa mic, și pe ăsta așa mare. Exact. Deci spune așa autorul. Trebuie să înțelegem asta, trebuie, dacă ne apucăm de treabă, să înțelegem bine. Deci, gata să ai și o perpendiculară de asta și o perpendiculară de asta, da? Pe munchea comună. Da. Și acum am unghiul ăsta, 1-1. Care e mic. Mai mic. Și am și unghiul ăsta așa. Așa. Da, și unul punctul acela. Exact. Care e 36 grade. Da. Și ce măsura celui mai mic unghi. Da? Măsura, cea mai mică măsură a unghiurilor dietre, de determinat de planele alfa și beta. Unul da. Este ăsta. Ăsta, asta e mică. Da, asta e ăsta. Se numește măsura unghiului dintre unghiului celor două plane și se notează cu. Deci, așa, am avea aici unghiul ăsta, dar și unghiul celălalt. Pe partea cealaltă, da? Da. Și acum, cea mai mică și am mic între 60 mereu. Suma lor între 60 da. Și cel mai mic, reprezintă măsura unghiului celor două plane. Unghiului dietru, da. Celor două plane. Consecință. Dacă alfa intersectează beta și egal cu D, și A mic este inclus în alfa, și A mic este perpendicular pe D. Dar nu e cam invers. Da. Spunem așa. Schimb aici, da? Alfa aici și beta aici, ca să fie. Da. Deci A în alfa, B în beta. Da, A în alfa și A e perpendicular pe D. Și A e perpendicular pe D. Și B e inclus în beta și B e perpendiculară și A pe D. Unde, de fapt, trebuie să se întâmple? Atunci, măsura unghiului dintre alfa și beta este egală cu măsura dintre A și B. Corect. Deci a vorbit de măsura unghiului dietru, înseamnă a vorbit de măsura unghiului dintre semidreptul A și B. Adică e de aceeași loc cu măsura de acolo, de jos, sau de unde? Deci, în clipa în care vreau să găsesc da. Măsura unghiului dietru, așa spunea, de fapt eu îmi pun pe unghia comună, pe perpendiculare și pe așa alta, și atunci măsura unghiului dietru este tocmai măsura unghiului dintre A și B. Da. Da? Și aceeași ca și jos de acolo, nu? De asta de aici, da. Da. Este aceeași dacă ăstea sunt perpendiculare pe dreapta comună. Deci dacă sunt perpendiculare, dacă nu sunt perpendiculare, înseamnă că nu. Eu nu am urmărit aici sunt perpendiculare pe, în punctul acesta. Dar aici mi-am propus sunt perpendiculare. Dacă ducem punctul ăla și acolo. Și dacă ducem punctul ăsta pe dreapta comună, sigur că și acolo pot vorbi de unghi dietru. Dacă vă uitați aici sus, unghiul dietru aici este, nu, de 90 de grade. Da. Dar el este măsurat foarte bine în colțul de sus, dintre perpendiculara asta pe unghia comună, cu perpendiculara pe unghia comună. Și acolo, și acolo unghiul acela de sus, din 90 de grade, e tocmai măsura unghiului dietru în cazul celor două semiplane. Da. Teorema. Fie alfa și beta două plane secante. Și D. Teorema, da? Alfa și beta. Da. Două plane secante.
Așa încât alfa intersectează stânga. Unde? Egal o dreaptă. Dacă gamma sau cum e zis? Da, numai trei gamma. Da, dacă planul gamma sau... Da, da, da. Da? Da, da. Planul gamma este perpendicular pe dreapta D. Gamma. E perpendicular pe dreapta D. D. Gamma intersectează alfa. În A. Gamma intersectează alfa. În A. Gamma. Intersectează beta pe D. Atunci, măsura unghiului format de planul alfa și beta e egală cu măsura unghiului format dintre A și B. Măsura unghiului format dintre alfa și beta a unghiului dedul a celor două plane. E egală cu măsura unghiului dintre A și B. A și B. Deci, mai chiar venit un plan și tot asta e. Păi da, trebuie să înțelegeți așa. Iau mă unghiul alfa, beta și unghiul. Alfa, beta, semiplane de aici, dar vreau să înțelegi planul ăsta și planul ăsta, da? Dacă două plane s-au intersectat după dreapta de și fiu cu un al treilea plan, pe care eu duc perpendicular pe dreapta. A, exact ca exact ca tava, nu? Aha. Perpendicular. El, acesta gamma, intersectează pe alfa după dreapta a mic, pe beta după dreapta de mic. Adică cele de sus, da? Așa, unghiile de poze la cavan. Și măsura unghiului dietru, ăstuia, înseamnă măsura unghiului dintre cele două drepte. Perpendiculat perete? Da. Perpendiculat perete. E mai greu. Da. Deci, am pe alfa. Uitați acolo unde vine. Acolo. Bun. Alfa se intersectează cu beta, dar alfa se duce afară, da? Beta a dus și el. S-au intersectat cele două plane după dreapta de. Eu cu platform, cel de-al treilea plan. Da, da. O să-i gamma. Care e perpendicular pe unghia comună pe D. Gamma intersectează pe alfa după A mic. Pe beta după B mic. Și acum, măsura unghiului dietru, dintre cele două semiplane, egal cu măsura unghiului determinat dintre A și B. Dintre A și B. Adică unghiul de la plafon, tot. Cum în cazul nostru. În cazul nostru, nu am o idee. Deci a vorbit din măsura unghiului dietru, înseamnă a vorbit din măsura unghiului format de drepturile A și B, rezultate în urma intersecției lui gamma cu alfa și cu beta, adică A mic și B mic. Este același lucru, da? Exact. Doar dacă al treilea plan este perpendicular. Doar dacă al treilea, pentru că asta e calitatea. Când clipa care e perpendicular, determină că A mic și B mic perpendiculare pe dreapta. Corect. Și noi am spus că unghiul dietru se pune în evidență luând un punct pe dreapta comună și două perpendiculare, A mic și B mic. Asta face că cele două trebuie să fie în A și B, pentru că planul e perpendicular pe dreapta. Corect. Observație. Dacă planele alfa și beta coincid sau sunt paralele, atunci măsura dintre alfa și beta e 0 grade. Deci dacă alfa și beta coincid sau sunt paralele, adică sunt așa. Așa. Deci sunt suprapuse, da? Da, o carte închisă, nu? Da, 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 da. Deci dacă alfa și beta sunt coincid așa. Sau sunt paralele. Da. Deci alfa și beta sunt paralele. Deci, dacă se întâmplă așa, alfa și beta coincid. Sau sunt paralele. Acea măsură. Măsura unghiului dietru este? Nu există. 0 grade. De ce? Pentru că n-am unghia comună. Deci, deschiderea dintre ele, A și B, dintre dreptele A și B, este de 0. 0 grade. 0 grade. Corect. Acum, plane perpendiculare. Dacă măsura unghiului planelor alfa și beta este 90 de grade. Plane perpendiculare. Da. Dacă măsura unghiului planelor alfa și beta este de 90 de grade. Deci măsura dintre alfa și beta este de 90 de grade. Atunci planele alfa și beta se numesc plane perpendiculare. Corect. Notăm alfa perpendiculat pe beta sau beta perpendiculat pe alfa. Deci atunci rezultă că alfa e perpendiculat pe beta sau, poate bine, beta perpendiculat pe alfa. N-are importanță. Da.
Uite, uitați aici, chiar așa se întâmplă. Unghiul diedru dintre alfa și beta, în condițiile astea, unghiul dintre alfa și beta este de 90 grade. Da, adică alfa și beta, nu? Da, alfa, așa, și beta celălalt perete. 90. Și timp unghiul diedru de 90 de grade, înseamnă că planta așa, ăsta e perpendiculară aici. Corect. Da? Criteriul de perpendicularitate a două plane. Criteriul de perpendicularitate a două plane. A două plane. Două plane sunt perpendiculare dacă unul dintre ele conține o dreaptă perpendiculară pe celălalt. Deci două plane alfa sunt perpendiculare. Dacă unul dintre ele conține o dreaptă perpendiculară pe celălalt. Deci dacă unul din ele... Deci dacă D e perpendicular pe beta și D este inclusă în alfa, atunci alfa perpendicular pe beta. Dacă D e perpendicular pe beta și D e inclusă în alfa... Da, atunci D alfa e perpendicular pe beta. Alfa e perpendicular pe beta. Așa. Ca să ne înțelegem, zicem așa. Uitați, eu vreau să vorbesc de două plane perpendiculare. Mintea mea știu așa de zis. Da? Plane perpendiculare. Și autorul spune așa, pentru a asigura perpendicularitatea, este suficient să am o dreaptă perpendiculară pe asta. Prin asta, asta unii să fie inclusă. În celălalt plan. Da, dreapta aia de, să fie și asta să fie în cealaltă plan. Și în condițiile astea, uitați-vă, altfel perpendicular pe beta. Deci dacă, dacă o dreaptă perpendicular pe un plan, și dreapta aparține planului care este planul perpendicular. Așa, ea este în totalitate perpendicular. Cu alte cuvinte, printr-o dreaptă perpendiculară prin un plan, trec plane perpendiculare pe dreapta asta, pe planul celălalt. Trebuie mai multe, nu e unic planul ăsta. Da, da, da. Cum îl pot roti eu aici, da? Pe scurt, este așa, ca să arătăm că două plane sunt perpendiculare, ne interesăm de o dreaptă de aici, din planul ăsta, care se fie perpendiculară pe ăsta, și atunci ne este asigurat. Ce ne este asigurat? Perpendicularitatea celor două plane. Da. Consecință. Dacă alfa e perpendicular pe beta, și alfa intersectează beta după D. După deci o consecință așa este, da? Da. Dacă știm că cele două plane sunt perpendiculare, alfa intersectează beta, și alfa intersectează beta după dreapta D, adică au dreapta comună. Alfa intersectează beta după D. Egal dreapta D. Și un punct M care aparține dreptei D. Un punct M. Care aparține și un punct A care aparține lui alfa, care lui alfa și bară de. Asta ce înseamnă? A aparține lui alfa, bară, mai puțin de, sau cum nu e pe de? A aparține lui alfa, minus, așa, minus, așa, minus de. Așa, da. Minus de. Atunci, M perpendicular pe D. Dar spune că ai un punct în alfa, dar nu-i situat pe dreapta D. A, nu e pe D, asta pe asta. Asta, că era din alfa noastră, că da. Dreapta D. Atunci ai M perpendiculară pe D. Dacă și numai dacă, ai M perpendiculară pe alfa. Ai M perpendiculară pe D. Pe D. Dacă și numai dacă, ai M perpendiculară pe alfa. Trebuie să o înțelegem, da? Exact. Mai întâi să ne amintim teorema de înainte. Da, dacă criteriul de a arăta că două plane sunt perpendiculare. Pentru a arăta că două plane sunt perpendiculare, este suficient să avem o dreaptă din asta, o dreaptă din planul ăsta, care să fie perpendiculară pe planul de aici. Și atunci cele două plane sunt perpendiculare. Acum, dacă le am perpendiculare pe cele două plane, După o dreaptă. De. Și M este pe dreaptă. Închipuiți-vă că M este
pe dreapta comună, asta e, da, pe dreapta comună. A nu este. A nu este pe dreapta comună. A poate să fie fie în planul ăsta, fie în celălalt sau niciunde, în spațiu. În spațiu. Da? Da. Că zice, nu e pe dreapta comună, da. Atunci, A e macenia. Este perpendiculară pe D. Nu e pe A comună. Deci, ne închipuim așa. Că M este aici. A este pe aici undeva în spațiu. Dacă nu este așa, AIM poate să fie așa, așa. Că AIM e alfa, în alfa, domnule. AIM? AIM în alfa. A este în alfa? Da, zice, că A aparține lui alfa, dar nu e de dreapta de. A aparține lui alfa? Da. Așa, bun, corect. Zice la deci, corect. Deci, am așa. Alfa, beta. Mm-hmm. Cele două plane perpendiculare. Asta e dreapta comună. Prin intersecția lor. A aparține lui alfa, nu-i pe D. Nu. Atunci, AIM asta, când unesc așa, da, e interpenitoare pe... Pe dreapta de intersecție. Pe dreapta de intersecție, dacă și numai dacă AIM e perpendiculară pe planul alfa. Da. Da? Da. Dacă AIM este perpendiculară pe planul alfa. Aici este o dată, trebuie să-l faci, trebuie să-l faci din adrese de stat. Ia să facem, ca să înțelegem. Da, să vedem. Deci avem că planul alfa se intersectează cu beta după B. Da, și că alfa e perpendiculară pe beta, da? Deci, iată, așa pot să-l imaginez. Planul alfa perpendiculară pe beta, da? Da. Și aici, planul planul alfa, acesta, ăsta este beta. Alfa este perpendicular pe beta. Da. Pentru că dreapta comună asta, de, am aici un punct și am cele două perpendiculare duse în punctul comun. Mm. Și deci să zicem că aici ar fi 90 de grade. Atunci, în clipa în care am M pe Z și un punct A în alfa. Dar fără să fie pe punct A, fără să fie pe dreapta de, voi spune că AM e perpendiculară pe dreapta de, nu? Dacă și numai dacă, AM e perpendiculară pe alfa. Dacă și numai dacă AM asta e perpendiculară pe planul alfa. AIM. Așa zice, da? Nu. Tu cred că pe beta? Pe beta. Cred că e greșeam. Sigur că da. Dacă și mai dacă AIM e perpendiculară pe beta. Păi că te spun să nu văd că îi greșeai mama la domnul profesor de cupa pe data. Dar trebuie... Da, trebuie văzut exact. Deci, eu știu că planele sunt perpendiculare. Da. Știu că ambele pe dreapta de intersecție. A asta este inclus în planul alfa. Și dacă AM e perpendiculară pe dreapta de intersecție, atunci AM e chiar perpendiculară pe planul beta. Nu poate să fie perpendicular pe cine? Pe alfa. AM când e inclus în alfa. Exact. Da? Deci dacă e de perpendiculară pe B, deci, a, deci alfa, Miruna, e perpendicular pe beta. Mm-hmm. Deci cele două plane sunt perpendiculare. Da. Da. Și am aici un punct M. Mm-hmm.
au ăsta, poate să fie luat aici, aici, aici. Ei bine, dacă le iau așa fel încât ai el să fie chiar perpendicular pe D, atunci AIM asta e chiar perpendicular pe planul beta. Nu mai pe D. Nu numai pe D. Pentru că ea, AIM asta, este conținută în planul acesta și are calitatea de a fi perpendiculară pe dreapta D. Și atunci, de ce este o consecință? Pentru că directa spune așa, dacă o dreaptă e perpendiculară pe un plan, atunci un alt plan care trece prin dreapta asta e perpendiculară pe planul acesta dat. Da? Reciproc. Sau consecințe de acestea. Consecințe, adică ce rezultă din asta. Ideea ar fi să pot arăta că dreapta și asta e perpendiculară pe planul acesta, da? Ce nu crezi că alfa e perpendiculară pe beta de așa? Am dat. Alfa e perpendiculară pe beta. Dar nu sunt perpendiculare. Și în planul alfa este un loc perpendiculară în punctul el. Adică dacă ai este așa fel situat, încât ai el și perpendiculară pe, pe cine? Pe planul beta, cum este în cazul nostru, că alfa am zis ăsta. În condițiile acestea, aceasta AIM nu numai, nu numai pe dreapta de perpendiculară, chiar pe planul beta în totalitate. Pentru că ea nu face nici stânga, nici dreapta, că este planul perpendicular de aici, și dusă pentru asigurarea perpendicularității pe dreapta de. Da? Asta e așa. Și atunci ea este chiar perpendiculară pe tot planul beta. Deci am văzut corect, direcția corectă. Da. Da. Și ar mai fi doar o observație. Dacă un poligon convex de are este... Stop! Ce este un poligon convex? Parcă era că nu mai e de aici, nu? Punctele nu mai sunt e așa și mai sunt puncte aici, nu? Desenează aici un poligon. Ia să zic așa. Acesta este un poligon concav sau convex? Convex. De ce? Prelungind orice latură, punctele sunt deoparte. Fac să fie situat în poligon în totalitate este situat în același semiplan. Ori în ăsta, ori ar fi trebuit să fie în altul. Oricare prelungim. Uite, am prelungit pe asta, e foarte bine. Am prelungit pe asta, e foarte bine. Pe asta, tot așa, tot așa. Dar dacă aș da un poligon cam așa. Da? Un poligon acesta. Concav. Asta e concav pentru că prelungind, iată, latura asta. Mai rămân puncte și prin afară. Rămân puncte și în zona, în semiplanul ăsta. Deci dacă găsești una singură, care taie din interior dreapta prelungită, taie poligonul respectiv, adică îl separă în două, îi rămâne una, o zonă, o parte din poligon într-o zonă și cealaltă în cealaltă zonă. Nu mai e complet. Nu mai este convex. Vezi ce este concav. Da. Dacă poligon convex pe care este se proiectează pe un plan după un alt poligon convex sau un segment a cărui are S prim, a cărui are este S prim, atunci S prim este egal cu S. Ori cosinus de U. Cosinus de U. Unde U este măsura unghiurilor. Da. Da. Deci, hai să ne închipuim că aici n-aș fi luat poligonul astea două perpendiculare, cele două plane perpendiculare. Ci le-aș fi luat să aibă un dietru diferit din 90 de grade. Mai mic din 90 de grade. Adică, hai să spunem noi așa. Și da. Da. Unghiul, deci alfa, asta este, da? Și beta este aici.
Unghiul dietru, am spus noi că este unghiul format... De două plane, ăla, așa. Ăsta, alfa și beta. Da. Unghiul dietru se poate pune în evidență ducând, luând un punct M și ducând perpendicular în punctul respectiv. De pe dreapta comună, cele două zile plane. Adică dacă vreau să spun că la punctul M aici, duc perpendicular aici. Și când mă duc și perpendiculara din în parma alfa. Și ăla. Deci ăsta este unghiul de 90 de grade, ăsta de 90 de grade. Și atunci ăsta este unghiul dietru dintre cele două plane. Și acum dacă aș avea aici un poligon convex. Iau un pătrat. Un poligon cu patru laturi, să spun așa, da? Nu neapărat figură trapez, ci un poligon de ANIS. Acesta, proiecția sa, ce înseamnă proiecția? Duc perpendiculare, da? Deci proiecția lui A, B, C, D va fi un alt poligon. Uitați, C și în C', B în B', A în A' și D în D'. Ai, C-ul aici, mă fac să duc. C și D aici, D'. Poligonul ăsta care rezultă, așa, are și la rândul lui o anumită arie, S'. Atunci, S' asta... Adică aria celui proiectat. Da, a proiecției. S', aria, hai să zicem, aria lui S' este egal cu aria lui S, ori cosinus unghiului dietru. Ori cosinus de unghiul dietru se notă într-un fel. Nu zic, e cos de unghiul mic. Așa, cos de unghiul mic. Este unghiul dietru. Deci suferă modificări prin proiecție și asta este formula. Ușor de văzut. Fiecare segment se transformă prin proiecție în fostul AP declinat prin B', care este ca mărime egal cu AP ori cosinus unghiul dietru. Cât a fost, da? Și toate laturile modificate datorită unghiului dietru fac, cum spunem, au o influență asupra lui S'. S' ăsta fiind modificat față de alea de menti. Unghiul dietru. Acel plan? Deci, în nouă plan, în beta, da. Deci, acest S' care este în beta. Este, m-am înțeles, dar cosinusul unghiului dietru dintre cele două plane. Dintre cele două plane, sigur. Cosinusul unghiului dietru, în cele două plane. Bine, asta a fost. Da. Și aria lui S1? Aria lui S prima asta, sau S1, cum vrei să o notezi, da. Egal cu aria lui S pe care, să știm, o știi, știi și unghiul dietru și poți afla. Unghiul dietru. Da, cosinusul unghiului dietru. Exact. Și asta la noi. Să zicem că era un pătrat. Tu știi aria pătrat. Să zicem că era un pătrat. Atunci aria proiecției din celălalt plan... A suferit. Știi și unghiul dietru și... Da. Ori poți să văd unghiul dietru. Umbra. Hai să zicem umbra. Proiecția asta s-o venit, da? Se poate și din probleme. Dacă au înțeles. Sigur, nu. Nu vin aceste informații la clasa a 5-a, la 4-a, când nu poți să te asimilezi, vin un pic mai târziu. Dar se oprește odată teoria asta la 8-a, ca să iei să asimileze, să se pregătească pentru examenul important? Niciodată. Sau și în clasa semestrul 2 facem? Mai avem de făcut. Mai e materie? Sigur că da. O grămadă. Deci, suntem în partea asta acum cu perpendicularitate, după care o să vedeți corpul rotund de... Cercul, ia-l intrat de cor. Deci, da, cor. Acum, da. Au încă un plat la piramide, prunchiul din piramide, mai au cum să-i ținăm un plat paralel
cu baza... Deci mai e teorie. Mai este, mai este, sigur. Dar observăm un lucru. Să pun și bazele, știi? Asimilăm tot timpul, sunt noutăți, însă se și repet o parte din ele. Deci vedea că mergem în... Ce probleme e azi? 8 de la 182. În folie, de piramida basală regulată V, A, B, C, D. V, A, B, C, D. Piramida. Basală regulată. 4, da? Regulată. Și este repetată în figură. O și desenează. Așa. Înălțimea piramidei VO. Înălțimea piramidei este VO. VO înălțime. VO înălțime. Iar punctul M, M este mijlocul buchii AB. M aparține lui AB, dar nu oricum, așa încât am congruent cu M, sau am egal cu M, cam mai liberat. Da. Se știe că BC, BC, da, egal cu V, M, V, M, și egal cu 4 cm. În concluzie, amin. Arătați că V, M, perpendiculară pe AB. B. Arătați că O, M, e perpendiculară pe AB. Perpendiculară pe AB. AB. Și C. Determinați măsura unghiului format dintre planele V, A, B, și ABC. Da, dintre V, A, B și ABC. Da. Da. Să facem și o regulă, să facem o piramidă aproape regulată, adică baza va fi un rom, un pătrat. Și în spațiu facem rom. Da. Și A sus acolo, în unghiul care nu se vede. De ce? A, acolo, așa se da. A. Deci, nu, pe jos. Pe partea asta. Da. De. Deci. De. Se intersectează de acolo în alte, într-un punct O. Și dacă, duce perpendiculară. Dacă nu era piramidă patrată regulată, atunci înălțimea unghiului cădea, nu cădea în mijloc, nu? Nu cădea. Că asta înseamnă piramidă patrată regulată, înseamnă e vorba de faptul că poligonul de jos e împătrat. Patura teră, regulată. Și dacă nu era poligonul pătrat, asta întreabă? Dacă nu era poligonul pătrat, el autorul îți spune unde pică. Zicea el, dacă nu. Înțelegi? Da. Era înălțime. Spune, exact. Noi acum ne ducem pe chestia asta, că VO este înălțime. Și iată așa asta. Da? Mi-ar fi convenit mai mult aici să fie măcar imagine, dar zis tot. Ne merge pe figura dată de acolo. Da, nu se vede bine, dar așa e dată figura măcar. Am înțeles. Și el așa o prezintă. Da, exact. Deci, V, M, M e pe mijlocul lui AB, da? Da. Da. Și acum de felul lui spui V cu M și nu prea se vede. Da. Asta am asta. Păi un pic să facem portatul la altă. Ca să o fac un pic mai oblic. Mai oblic, da. Sau, de ce să mă duc eu aici?
Nu știu. Așa e figura aici, așa zic să vedem pe ce, nu? Nu, nu. Da? Bine. Nu. Pe AB, da? Dacă e pe AB, și noi A, B, C și D. Și pe mână nu mai luați acolo. Și mână, mână le iau aici. Se vede ca să da. Mă mai bine. Vrem... Știu că BC, cât VM, BC, adică cât AB și cât VM și este mărime de 4. Da. 4 centimetri. Și pe figură e unit O cu M, cu punctat. O cu M. O punctat. Da. Bun. Prima chestie se arată că vom uita pe clar pe AB. Dar vom uita pe niculare pe AB, pentru că triunghiul BVA e isoscel. BVA e isoscel. BVA este isoscel, știm asta. Deci, cum este deja dată că este mediană, însă dacă e și înălțime, și bisectoare, și cifre aia. Bine, dacă e teorema cel între de niculare de una. Ei, nu știu. Adică perpendicular pe A, V, o știi că e înălțime. Da. V, o pe plan. V, o pe A, B și V, o pe A, B. Da. Și exact. Dacă așa și așa, așa. Da. Păi cum? Păi prin asta e de. Și ce ai spus? Nu știu dacă redactarea asta nu te putea sancționa, că n-avea niciun motiv. Ai spus triunghi social, între triunghi social mediană și înălțime. La revedere. E perpendicular pe A, B. Da. Mai departe, o mână perpendicular pe AB. Să arătăm că o mână perpendicular pe AB. Reciprocă. Înseamnă că n-aveam o mână pe AB și nu puteam să facem prima dată. Este clar, așa. Deci nu aveam o mână perpendicular pe... Dar acum avem că VM e perpendicular pe AB, avem că VO perpendicular pe plan, rezultă că MO perpendicular pe AB. Da, d'acord. Cea mai rapidă soluție a fost asta. Triunghiul este isoscel și VM este mediana pentru exercițiu și gata trama. Însă, pentru un pic de efort, avem și că omul e perpendicular. Da, pentru că omul e cu cătobul. Exact, mâini la mijloc, păi la mijloc, triunghiul ăsta, CPA este dreptunghic, și atunci asta apare linie mediană, linie mijlocime. Omul, nu? Da, da. Și omul e paralelă cu CP. Deci omul e perpendicular pe AB. Dar cu omul și el, domn profesor, isoscel? Bă, nu e OB cât o A? OB este cât o A, da. Păi și omul la mijloc și aia cu toată înălțime. Sigur că da. Și așa, mult mai rapid. Deci triunghiul ăsta, O, A, O, B, e dreptunghic isoscel, și aia că O, M, e perpendicular pe... Și la fel de rapid. Și deși simplu de dovedit. Și acum ai trebuit să... Și tu, Miruna, și în cazul ăsta, și omul perpendicular. Dar cred că după ce ai văzut pe omul perpendicular pe AB, s-a pus reciproca întâi de aici. Da. Omul perpendicular, da? Da. Și am asta redată pe A și pe B. Da, da. Deci, demonstrație. Adi, tu, cum vorbește? Pentru A. Triunghiul VAB isoscel. Spunem așa. VABC, VABC, ABC, D, piramidă, piramidă, aboară, a, lui, la, regulată.